Astăzi, 30 mai, localnicii satului Vărâncău, autoritățile locale și raionale au participat la inaugurarea sistemului integrat de alimentare cu apă și sanitație în satul Vărâncău. În rezultatul implementării proiectului de circa 10 milioane de lei, peste 340 de gospodării beneficiază de apă calitativă. Implementarea sistemului integrat de alimentare cu apă și sanitație s-a realizat în cadrul contractului de cooperare semnat între Apele Vărâncău, ESA Servicii Comunale Florești, Consiliul Raional Florești, Fundația Centrul Moldo-Elvețean pentru Cooperare SCAT și Consiliul Raional Soroca. În cadrul evenimentului, președintele raionului Veceslav Rusnac a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul aprovizionării localității cu apă în cadrul proiectului de apă și sanitație în satele Moldovei Apasan Plus, finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare prin intermediul Fundației Centrul Moldo-Elvețean pentru Cooperare SCAT.